Consiliul Județean Buzău a anunțat că începând cu primăvara anului viitor ar urma să debuteze reabilitarea celui de-al doilea tronson de drum al DJ203K între Podul Muncii și Plaiul Nucului. Suntem în faza avansată cu licitația, acolo este gata și proiectarea, deci în primăvara anului viitor, pentru că vine iarna și așa mai departe, dar licitația se va termina, începem reabilitarea celuilalt tronson de drum pe fonduri europene, este un program pe fonduri europene unde am luat banii europeni, aproximativ 100 de milioane de euro este acel proiect de la Podul Muncii pe 203K până la în comuna Lopătari. Potrivit administrației județene, majoritatea lucrărilor de pe DJ203K au fost finalizate. S-a încheiat reabilitarea celor două tronsoane de drum pe 203K de la Robeasca până la Vadul Pașii, după aceea se traversează drumul european E85, se ajunge în comuna Mărăcineni, s-a terminat reabilitarea și acolo, deci este reabilitare, practic este un nou drum și acestui drum, cu un tronson din drum de 203K până la, haide să spunem, Podul Muncii în comuna Vintilă-Vodă. DJ203K este unul dintre cele mai importante drumuri din județul Buzău, căruia i s-au alocat fonduri substanțiale pentru reabilitare.